Achiziționarea unei locuințe este un proces complex și este un drum presărat cu multe peripeții, ceea ce poate fi copleșitor pentru unii dintre noi. Îl avem invitat de această dată pe David Grigorescu, fondator Zoom City și fost președinte APAIR, cu care discutăm despre întreg procesul și despre modul în care putem să-l simplificăm pentru a găsi ceea ce ne interesează. Bine ai venit, David, și îți mulțumesc că ai acceptat invitația noastră. Bine te-am găsit, cu mare drag oricând. Cum spuneam înainte, momentul achiziției unei locuințe nu este deloc unul ușor. Cu toate că ne pregătim ani buni înainte, în acel moment ne lovim de tot felul de piedici. Cum putem să le depășim astfel încât să ne găsim locuința potrivită? Activez ca agent imobiliar de peste 20 de ani și am interacționat cu siguranță cu mii de cumpărători în cariera mea. Plecând de la această experiență, ce pot să spun este că procesul de achiziție a unei proprietăți este mult mai greu decât își poate imagina cumpărătorul atunci când în familie, în zona de confort, setează niște criterii și ulterior își imaginează cum va decurge procesul de achiziție. Se spune că în piață nu există achiziție fără compromis. Ce părere Absolut. Ai despre asta? Dacă ai întreba un cumpărător la început de drum și noi facem lucrul ăsta, care ar fi compromisurile pe care ar fi dispus să le facă, adesea îți spun nimic sau ceva superficial. În realitate, în 20 de ani de imobiliare, am realizat că aproape fără excepție, cumpărătorii fac compromisuri. Și la ce fac ei de obicei compromisuri? Fac compromisuri, în primul rând, la bugetul final față de bugetul inițial stabilit. Fac compromisuri la zonă. În momentul în care un cumpărător își dorește, dau un exemplu, zona Cotroceni, da? Își dorește zona Cotroceni, realizează că nu poate să cumpere în zona respectivă, ce face? Are două opțiuni. Ori mărește bugetul, ori migrează într-o zonă mai mare. În momentul în care discutăm de buget, acolo nu prea avem ce negocia. Dacă ai banii sau îi poți accesa, e minunat, rămâi în zona respectivă. Dacă nu ai banii, atunci te duci, retrogradezi zona în detrimentul bugetului și sau caracteristicile proprietății. De la 4 camere ne restrângem la 3 camere unde ne-am descurcat. Vedem în piață cumpărători care achiziționează poate 4 camere, deși ei își permit 3 camere și ajung să se îndatoreze mai mult decât puteau. Da, se întâmplă asta și aici de ce este procesul stresant? Asta este un răspuns foarte bun. Procesul de achiziție este unul stresant. De ce? Pentru că adesea cumpărătorii achiziționează un bun care are cea mai mare valoare din tot ce au achiziționat până la momentul respectiv și probabil vor mai achiziționa în viitor. Și siguranța pentru orice familie și orice om este extraordinar de importantă. Iar când vine vorba de a cheltui cei mai mulți bani pe un bun, intervine frica de a nu expune financiar familia din punct de vedere financiar, adică de a plăti mai mult decât îți permiți, care se poate traduce într-o rată mai mare care îți schimbă stilul de viață sau ți-l înrăutățește semnificativ și alte dezavantaje. Din experiența pe care o ai tu, care ar fi lucrurile pe care trebuie să le amintim celor care își caută acum o proprietate și vor să-și facă structurat un scurt ghid prin care ei se duc în piață și văd care este locuința ideală pentru ei? Cum să le simplificăm procesul în acest demers? Aș puncta principalele 7 provocări cu care cumpărătorii se întâlnesc adesea în procesul de achiziție, ca să avem un mod structurat și să pot veni și cu câteva exemple clare. Și care ar fi aceste 7 provocări? Păi, provocările încep încă de la început. Prima provocare a cumpărătorilor este aceea de a seta criteriile de achiziție. De cele mai multe ori ce se întâmplă aici în mintea cumpărătorilor, amestecă nevoile, care sunt foarte importante, cu dorințele. Și în mintea lor își construiesc o proprietate ideală, care adesea nu există în piață sau dacă există, costă cu 30, 50, 70% mai mult decât își permite ei să plătească. În această etapă, pentru că n-au capacitatea și n-au ghidajul unui profesionist care să-i ajute să separe nevoile de dorințe, ajung să petreacă din start, să piardă 2-3 luni de zile până se dumiresc ei, până înțeleg cât de cât piața și ajung să aibă criterii foarte clare de achiziție, inclusiv fiind capabil să separe o dorință de o nevoie și fiind capabil de a lua decizia unde să facă compromis și unde nu.
Cea de-a doua etapă care ar fi? Cea de-a doua etapă, stabilirea bugetului. De cele mai multe ori, în proporție covârșitoare, stăm de vorbă cu cumpărători noi intrați în piață, care stabilesc bugete sub nivelul posibil pentru achiziționarea proprietății pe care și-o doresc ei. Și în sensul ăsta e cumva o chestie psihologică. Ne dorim să achiziționăm proprietatea ideală la un preț cât mai mic. Asta este o cerință și chiar o nevoie de multe ori a cumpărătorilor. În realitate, ce se întâmplă este că prin setarea unui buget greșit, iarăși pierdem luni de zile, plecând de la ideea că mergem să vedem proprietăți care s-ar încadra de principiu în acel buget mai mic, dar ne dăm seama într-o lună, două, trei, depinde cât de activi suntem, că acele proprietăți cu bugete mici nu ni se potrivesc. Și cumpărătorii ajung adesea să crească bugetul lor ușor, ușor, treptat, treptat, până la bugetul pieței, unde pot și achiziționa o proprietate în urma nevoilor și dorințelor pe care le au. O provocare majoră pe parte de buget este de asemenea acela că pe piață, dacă nu ai experiență și deschizi un portal imobiliar și faci niște selecții minimaliste, o să vezi că bugetele variază foarte mult. În realitate, proprietățile între ele se diferențiază prin foarte, foarte multe variabile, de la locație, tip de construcție, an de construcție, suprafață utilă, suprafață totală, terase, balcoane, centrală, amenajări și tot felul de alte criterii care fac adesea, cum îți spuneam, ca cumpărătorii să subevalueze bugetul necesar pentru achiziția proprietății dorite de ei. Și ajung încă o dată să facă un compromis acolo unde nu trebuie făcut. Da, vorbim de majoritatea cumpărătorilor, n-aș exclude varianta în care cumpărătorul are informații despre piață sau are exemple clare din piața respectivă, mă refer la un cartier, la un tip de proprietate, și atunci își setează un buget corect și nu mai întâmpină aceste provocări. Tot la această parte a găsirii unei locuințe și la zona de compromisuri, de multe ori este implicată și latura emoțională și asta ne aduce în stadiul de a face multe compromisuri acolo unde poate nu ne-am fi așteptat. Aici e foarte mult de povestit și dacă îmi permiți, aș propune să închidem cu partea emoțională implicată într-o tranzacție, în achiziția unei proprietăți, care de cele mai multe ori ne îndepărtează de obiectivul nostru și ne expune pe unor riscuri pe care ulterior s-ar putea să le regretăm. Dar înainte de partea emoțională, vorbim cumva de, uite, spre exemplu, noi avem un ghidaj pentru cumpărătorii cu care lucrăm, astfel încât să-i ajutăm în prima fază să realizeze care sunt nevoile de la care nu pot face rabat și care sunt dorințele pentru proprietatea lor. Și aici aș aduce în discuție un exemplu clar. Ok, nevoia familiei X este de a achiziționa un apartament cu două dormitoare. Aceea este o nevoie de la care nu se poate face rabat. În schimb, vin cumpărători către noi, care în cartiere comuniste, unde regăsim construcții comuniste, blocuri comuniste, ne solicită terasă de 10 metri. Concret, aceea este o dorință care adesea ajunge să devină un compromis făcut de cumpărător, pentru că în zona respectivă nu s-au proiectat și construit imobile cu terasă de 10 metri. Un alt compromis, acum în București, este o provocare cu încălzirea și cu apa caldă. Un alt criteriu care migrează din zona de nevoie în zona de dorință, în cazul multor familii, este aceea că vin la noi și ne spun, ok, apartamentul obligatoriu trebuie să aibă centrală. În momentul în care realizează că își îngustează atât de mult opțiunile, de la 10 posibile proprietăți pe care le pot achiziționa la una sau niciuna sau două, în momentul respectiv trec această nevoie de ca proprietatea să aibă centrală proprie, o trec la opțiune, opțional, da, și caută soluții ulterioare de a monta o centrală proprie. Așadar, este foarte importantă separarea dorințelor de nevoi. Da, și aici se fac cele mai multe confuzii și, cum spuneam și la început, adesea ajung cumpărătorii să petreacă timp, două luni până la, uneori chiar șase luni de zile, până se dezmetice și înțeleg că în ritmul ăsta nu vor găsi proprietatea pe care și-o doresc. În cuplu, adică soț-soție, da? O altă provocare este că, în proporție covârșitoare, partenerii nu sunt aliniați și unul trage spre stânga și altul spre dreapta și realizează după 3, 6, 9 luni de zile că au pierdut vremea, că ce-i place soțului nu e acceptat de soție și ce-i place soției nu e acceptat de soț. Și în realitate
De asemenea, printr-o clarificare a acestor aspecte și armonizarea nevoilor, reușesc să ia decizii pragmatice în interesul familiei. Și cea mai importantă provocare despre care vorbeam înainte? Am discutat de stabilirea nevoilor, am punctat stabilirea bugetului. Aici aș mai puncta un aspect important. Piața este una dinamică și pe multe segmente de piață din București avem stocuri foarte reduse, adică puține proprietăți și cerere mare. Cu atât mai provocator este să stabilești bugetul corect. De asemenea, pentru a stabili bugetul corect, ai nevoie de informații despre piață, prețuri solicitate și prețuri tranzacționate, la care de multe ori cumpărătorii nici măcar nu au acces. Și, cum îți spuneam, pierd timp și energie în direcția asta. O altă provocare este găsirea proprietății în sine. Deci am stabilit ce ar trebui să aibă obligatoriu proprietatea noastră, ce opțiuni am vrea să îndeplinească proprietatea respectivă, am stabilit bugetul 2, acum hai să ne apucăm de căutat. Abia atunci discutăm de începerea căutării cu un cumpărător. Este extraordinar de provocator. Cumpărătorii ne împărtășesc faptul că ajung să petreacă ore întregi în anumite zile și chiar săptămâni, luni în vizionarea de proprietăți care nu li se potrivesc, dar care le-au atras atenția având un buget mai mic, petrec foarte mult timp în identificarea proprietății. Altă provocare de care cumpărătorii se lovesc, respectiv au identificat proprietatea ideală și o pierd. Ajung un cumpărător care ajunge la maturitate în piață, adică care petrece 3, 6, 9 luni, poate chiar și mai mult de atâta, ajunge să aibă experiență despre piața respectivă, să știe ce i-a plăcut, ce nu i-a plăcut, ce tip de proprietate își dorește, în ce zonă își dorește, să fie amenajat sau neamenajat și așa mai departe. Foarte important, cumpărătorul calificat are și bugetul calibrat, pentru că a trecut prin tot felul de experiențe și știe exact că el își poate permite și are nevoie de un buget, dau un exemplu, de 100.000 de euro. În momentul respectiv, găsește proprietatea potrivită. Ce se întâmplă? Intră în concurență cu ceilalți cumpărători din piață, care și ei își doresc proprietatea și pentru 1-2-3% din prețul proprietății pierd proprietatea respectivă. O altă etapă în maturizarea cumpărătorului. Am identificat proprietatea potrivită, intervine negocierea tranzacției. Și aici sunt provocări majore. De ce? Pentru că nu avem două proprietăți identice. Chiar dacă sunt în același imobil, poate să difere etajul, orientarea sau finisajele sau multe alte lucruri. Și în momentul în care vorbim de negociere, este vital să știm care este valoarea de piață corectă a proprietății respective, pentru că noi suntem ghidați de oportunitatea de a achiziționa la un preț mai mic și, doi, de frica de a nu plăti un preț mai mare. Și aici, pentru a estima corect valoarea unei proprietăți, ai nevoie de expertiză, ai nevoie de date de tranzacționare și ai nevoie de experiența de a analiza datele respective și a le pune în context la fiecare proprietate. Un aspect important pentru cumpărător. Două greșeli mari pe care aș recomanda să le evite orice cumpărător. Două strategii pe care le abordează cumpărătorii în general. 1. Întreabă care este ultimul preț. În momentul respectiv, ce setează mintea vânzătorului? Setează un prag minim, care de obicei este cu 1.200 de euro mai jos decât cere, și proprietarului este foarte dificil să coboare sub acel prag. Deci doar printr-o întrebare, care este ultimul preț, poți să te sabotezi într-o negociere eficientă. Recomand, nu mai întrebăm care este ultimul preț, ne retragem, facem o ofertă scrisă cu toate detaliile, pentru că negocierea nu ține doar de preț, ține de foarte multe alte caracteristici, termen de eliberare și multe altele. A doua greșeală pe care o fac cumpărătorii și care duc adesea la cele mai multe tranzacții picate la nivel mondial, interacționează cu proprietarul într-o etapă incipientă, adică spunem noi, mie îmi place să spun înainte de a ajunge la notariat, interacționează cu proprietarul având interese total opuse și adesea ajung să intre în conflict. Acel conflict duce la picarea tranzacțiilor care erau absolut realizabile și le este foarte dificil să treacă pe această temă și îmi vine acum aminte o altă strategie pe care recomand să nu o mai abordăm. Criticarea proprietății excesiv. Pe principiu, îți critic proprietatea Corina atât de tare încât să justific reducerea prețului cu 5, 10, 20%. Deși am văzut că asta se practică în piață. Se practică. Sunt cele mai uzitate două strategii pe care le abordează cumpărătorul care nu este instruit în direcția asta. Critică proprietatea, de fapt, îl atacă cu fiecare argument pe vânzător și îi propun cumva subliminal să nu le accepte niciun fel de ofertă.
Neapărat despre negociere e important să știe cumpărătorii că este o percepție și că începe încă de la bună ziua. De aceea noi avem un ghid pentru cumpărători cum să se comporte inclusiv la vizionare dacă interacționează cu vânzătorul și cum să evite greșelile pe care le pot face. Îți mulțumesc, David, pentru că ai acceptat invitația noastră. Cu mare drag. Și sper ca toate aceste sfaturi să fie de folos celor care acum își caută o locuință și au nevoie de un ghidaj în tot acest demers. Doamne ajută și important e să își aloce timp pentru pregătire înainte de a ieși în piață. Dacă ar putea fi una din recomandările pe care aș putea să le fac cumpărătorilor. Atât deocamdată, noi ne oprim aici. Vă mulțumesc foarte mult că ne-ați urmărit. Pe data viitoare!